Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul și Hristos a înviat. Ne bucurăm încă o dată că Dumnezeu a îngăduit ca și astăzi să fim împreună și chiar dacă suntem un număr mai mic, ca de obicei, știm că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Aș vrea să citesc câteva versete din Apostolul zilei de astăzi, care se găsește la Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19. Cei ce se împrăștiase din pricina prigonirii întâmplării cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un număr mare de oameni au crescut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el acolo și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărât alepis de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-au adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Doar câteva gânduri despre acest mare om, acest mare misionar Barnaba. Am citit textul ăsta săptămâna asta și m-am oprit asupra versetului 24 și mi-a plăcut foarte mult această expresie pe care doctorul Luca o folosește și despre Barnaba și îl numește căci Barnaba era un om de bine. Și căutând pe paginile Sfinte Scripturi, am găsit în câteva locuri, nu știu dacă chiar toate, dar două, trei, în care sunt scoase, este scoasă în evidență nevoia acestor oameni de bine. Și în Proverbe, că simt scris, în Proverbe, în capitolul 2, versetul 20, după ce Solomon vorbește despre niște oameni, despre unii care se îndepărtau de Dumnezeu și spune el mai exact, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări stâmbe și apucă pe drumuri sucite. Și după ce spune aceste lucruri, ca o concluzie, spune acest gând în versetul 20. De aceea tu să umbli pe calea oamenilor buni și să ții cărărilor celor neprihăniți. Și un alt loc, de data aceasta, prorocul Isaia, în capitolul 57, versetul 1, spune așa,
Piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine și nimănui și nimeni nu ia minte că din pricina răutăților este luat cel neprihănit. Vedem aici că prorocul Isaia vorbește despre bătrânii țării care ușor, ușor mureau și vede el această criză peste poporul Israel. Și nu era o criză, știu eu, financiară sau... Nu, era o criză a oamenilor de bine. Și spune el, mor oamenii de bine și nimănui nu-i pasă. Cu alte cuvinte, se duc cei bătrâni, dar tineretul și mai ales generația din vremea aceea era o generație care se îndepărtase de cuvântul Domnului. De aceea vedem că Dumnezeu dintotdeauna a avut nevoie de astfel de oameni, de oameni de bine. Dumnezeu are nevoie și astăzi. Și cred că fiecare dintre noi suntem chemați la lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu nu se poate folosi de un alt fel de oameni. Nu se poate folosi de oamenii care au un caracter urât, un caracter care împiedică mai mult creșterea spirituală al adunării. De oamenii care le place să arunce așa sămânța dezbinării. Nu. Dumnezeu se poate folosi doar de oameni de bine. Și dacă ne uităm la tot în proverbe, vedem că Dumnezeu oamenilor de bine le face și niște promisiuni. Și în Proverbe 12, capitolul 12, versetul 2, spune așa, omul de bine capătă bunăvoința Domnului. Și imediat în capitolul 13, versetul 22, omul de bine lasă moștenitor pe copiii copiilor săi. Și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu îi pasă. Îi pasă atât de omul de bine, cât și de cei care vin după el. Pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de astfel de oameni. Și vedem cum Dumnezeu s-a folosit și de Barnaba. Și pentru prima dată îl găsim scris pe, în Cartea Faptelor Apostol, în capitolul 4, unde vedem că omul acesta avea cel puțin două trăsături prin care sau după care a fost numit un om de bine. Și în versetul 36 din capitolul 4 când mulțimea celor ce crezuseră erau în inimă și în suflet, când apostolii cinci se pusă să propovăduiască cuvântul Domnului, vedem că la un moment dat vine un anumit Iosif.
Și cuvântul Domnului ne spune: Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcirii fiul mângâierii, un levit din neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Iată ce lucru minunat! Stăteam și mă gândeam, oare de ce ucenicii i-au pus acest nume? El avea un nume de Iosif, un nume pe care le pusese părinții lui. Dar totuși vedem că după o anumită perioadă, după un timp ce el deja era împreună cu apostolii, după ce el a fost observat de către ceilalți ucenici, ei ajung la această concluzie. Privind în viața lui, privind în caracterul lui, nu știu, poate l-au și întrebat, i-au cerut consimțământul. Îi spune că te vei chema Barnaba. Un cuvânt evreiesc care este format din două expresii, și anume fiul mângâierii. Și se înțelege clar că numele acesta i-a fost dat după o anumită perioadă și a fost dat chiar înainte de ca el să-și vândă ogorul. Fapt ce ne lasă să înțelegem că el a făcut și altfel și alte fapte de genul acesta. De aceea aș vrea să ne întrebăm astăzi: ce spun cei din jurul nostru despre noi? Pot spune că suntem niște mângâietori? Avem noi, sau am înțeles noi, care este chemarea noastră? Poate privim de atâtea ori peste lucrarea Domnului, peste adunare, și poate de multe ori vedem atâtea lucruri care nu sunt după placul Lui. Dar lucrul care trebuie să-l înțelegem este că fiecare dintre noi, bine, este adevărat, fiecare avem daruri diferite. Dar cu toții trebuie să înțelegem că talentul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat, pentru acel dar vom răspunde. Fiecare vom da socoteală modul cum am înmulțit talentul nostru. Și trebuie să înțelegem că mai întâi de toate, așa cum a făcut și Barnaba, nu putem face o slujire după placul lui Dumnezeu dacă nu căutăm dacă nu ne punem pe inimă acest gând frumos de a fi niște mângâietori peste adunare, un mângâietor peste familiile noastre, să putem aduce în fiecare zi un cuvânt de mângâiere pentru copiii noștri, pentru soția noastră, pentru soțul nostru.
Doar așa ne vom putea încadra și se va putea spune despre noi că suntem niște oameni de bine. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Dumnezeu în epistola sa, în a doua epistola sa către Corinteni, și vreau să citesc din capitolul 1, versetul 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărui mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Iată cât de clar ne îndeamnă și Dumnezeu, El care este mângâietorul, care este Tatăl, care mângâie. Prin mângâierea noi, pe mângâierea pe care El ne-o dă, noi trebuie să o primim și să putem mângâia și pe alții. Și dacă vrem să fim niște copii cu adevărat al lui Dumnezeu, acest această trăsătură de a fi mângâietor este printre primele pe care trebuie să o avem. Vedem apoi în continuare la Barnaba o a doua trăsătură care este la fel de importantă. Și aceea de a fi mediator, aceea de a ști să apropii pe cineva de Dumnezeu. Și mediatorul, el știe mereu ce unde trebuie să intervină. Și el știe mereu să aducă un cuvânt de îmbărbătare. El știe să înlăture orice suspiciune. Și vedem lucrul acesta foarte clar la Barnaba. În capitolul 9, vedem cum, după ce Saul, după ce Dumnezeu l-a cercetat pe Saul și după un anumit timp el a trebuit să plece din Damasc pentru că era căutat ca să fie omorât, că el deja și începuse să vestească cuvântul Domnului și se întoarce înapoi la Ierusalim. Și în versetul 26 găsim scris: când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Și dacă stăm bine să ne gândim, putem să le dăm dreptate ucenicilor din Ierusalim. Este firesc că ei nu au avut încredere în Saul, pentru că știau prea bine cine și ce a făcut Saul. Știa că a fost unul din cei mai mari prigonitori. Știa că el și-a dat sentința asupra morții unor creștini. Chiar exemplu cu Ștefan,
Știm că cei care au aruncat cu pietre și au pus hainele jos lângă picioarele lui Saul. Și era normal și firesc ca ucenicii să n-aibă încredere în el. Dar vedem că un lucru foarte minunat, un lucru foarte frumos, acesta de mediator pe care îl face Barnaba. Și în versetul 27, atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. Iată ce face Barnaba. Intervine pentru Saul și merge în fața ucenicilor și spune: stați un pic, că nu-i. Barnaba a înțeles și a crezut din toată inima că Saul, într-adevăr, s-a întors la Domnul, că Saul s-a convertit, că Saul s-a pocăit. Și a spus: stați, că eu am văzut cum el propovăduia în Damasc. Și iată că intervenția aceasta a lui Barnaba în fața ucenicilor a făcut ca Saul să fie acceptat și apoi să ajungă unul din cei mai mari apostoli ai neamului. Iată un alt lucru pe care noi trebuie să înțelegem, de a avea această trăsătură, de a fi mediatori, de a fi împăciuitori peste lucrarea Domnului. Să avem acest gând curat de a reuși să apropiem anumite persoane care, știu eu, din anumite motive, bineînțeles, nu după voia Domnului, ajung la un anumit conflict. Sau o anumită persoană are o părere greșită despre un frate din adunare. Barnaba face acest lucru, merge înaintea ucenicilor. Însă rămânem doar la aceste gânduri și Dumnezeu să ne pune pe inimă aceste gânduri despre Barnaba și să privim la, să luăm ca și un exemplu. Dar să nu rămânem doar cu această imagine care ne este scrisă aici în Evanghelie, ci să punem în practică aceste lucruri, să căutăm mai întâi de toate să fim niște mângâietori și apoi să fim niște împăciuitori. Așa cum ne spune chiar Domnul Iisus și cum ne îndeamnă în Matei, în predica de pe munte, capitolul 5, dar un singur verset. Ferice de cei împăciitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Amin. Să fie Domnul.